Doi bărbați din municipiul Botoșani au ajuns în atenția organelor de poliție după ce au urcat la volan, beți și fără permis de conducere. Cei doi sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere și de conducerea pe drumurile publice în stare de ebrietate. La momentul prelevării monstrelor biologice s-a arătat o imbibație alcoolică de peste 0,80 și 2,85 grame per litru alcool pur în sânge. Cei doi bărbați, ambii din municipiul Botoșani, au fost reținuți ieri pentru 24 de ore în arestul IPJ Botoșani, urmând ca astăzi pe numele lor să fie formulată propunere de arestare preventivă. În ambele cazuri s-au întocmit dosare penale pentru comiterea infracțiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului, unul dintre șoferi fiind chiar implicat în producerea unui accident rutier. Celălalt bărbat, față de care polițiștii au dispus cercetarea în stare de reținere, a fost implicat de asemenea în producerea unui accident rutier soldat cu avarii. Polițiștii rutieri vor continua combaterea fermă a infracțiunilor privind consumul de alcool la volan sau alte încălcări grave ale legislației rutiere cu potențial generator de accidente de circulație.